Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Clar că ne-am fi dorit alte subiecte astăzi, și la rațiunea zilei și așa în general, dar uite ce cadou ne-a făcut Vladimir Putin chiar de dragobete aici la români. Salut, Cătălin, bine ai venit! Salut, bine te-am găsit! Suntem în continuare cu ochii pe ceea ce se întâmplă la granița României și începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Să facem un scurt update militar. Sunt explozii în zona, chiar pe aeroportul, unul dintre aeroporturile din estul Ucrainei, la Ciuguiev, în regiunea Harkov, se pot vedea bombele lansate. De altfel, pare că asta a fost o parte din strategia rușilor în momentul ăsta, să atace aeroporturile, după care eventual să le ocupe pe cele mai importante dintre ele. Vă relatam ceva mai devreme și relatările continuă pe aceeași temă. La Kiev, în apropiere de Kiev, pe aeroport, se întâmplă chestiunea asta. Explozii, elicoptere și vederea unor echipamente militare care aduc desant aerian. Adică este foarte probabil că aeroportul să fie atacat. Nu știm cât de mare este invazia în Kiev sau cât de aproape sunt rușii de Kiev, dar este clar că una dintre țintele pe care le au în vedere rușii este ocuparea cât mai rapidă a Kievului și evident a capitalei și a puterii centrale de acolo, de al minter planului Putin, cam așa sună. Și e cam rapidă, dacă ar fi să fie așa, e cam rapidă. Mi-e greu să cred că ei pot trimite, se pot deplasa foarte ușor către Kiev cu diverse trupe, dar nu de foarte mare anvergură, adică nu pot trimite un număr similar de soldați cu ceea ce ar putea să aibă Ucraina în zona respectivă. Și ăsta e un lucru la care trebuie să ne uităm. Nu-mi dau seama, eu cred totuși că e vorba de mai multe zile, nu cred că Kievul poate să pice în, să zic, 24 de ore. Între timp, și voiam să vă supun atenție chestiunea asta, am văzut o scrisoare, mă rog, e o corespondență alcătuită sub forma unei scrisori, a uneia dintre corespondentele BBC în Ucraina. De fapt, este o jurnalistă care lucrează pentru serviciul ucrainean și care a scris pentru pagina principală a BBC-ului despre cum a fost ziua de astăzi și spune așa că la 5-6 dimineața a primit mesaje din partea colegilor despre președintele, despre mesajul președintelui Putin. Foarte scurt timp după difuzarea acelui mesaj au început să se audă bombele. Ea spune că deja avea familia ale unor colegi care au fost, ea locuiește în Kiev, familia ale unor colegi care ieșiseră din afara Kievului sau în afara Kievului pentru că se temeau de atacuri aeriene, da? Și și-au dus familiile la țară, în împrejurimile Kievului, dar oamenii au rămas să muncească acolo. A relatat una dintre scene dureroasă, așa când am citit-o, spune că și-a trezit copilul în mod normal la 7 dimineața, ca și cum l-ar pregăti pentru școală. Au încercat să mănânce, deși sunetul de bombe era relativ aproape, deci au tot auzit. Și nu, copilul de emoție și de sperietură, auzind alea, nu putea să mănânce. Spune că la un moment dat a și vomitat de spaimă. Nu a plecat. Meseria și, mă rog, condițiile ei de familie nu au lăsat-o să plece din Kiev. Nu are unde să se ducă sau de ce să ducă. Trebuie să trăiască acolo. S-au pregătit să se ascundă în pivniță, spune, unde și-au depozitat câteva lucruri, apă, lumânări, chestiuni de genul ăsta. Le este cea mai mare teamă, este că vor rămâne fără electricitate și fără internet, povestește această jurnalistă a BBC-ului, pentru că, spune ea, în lumea modernă, mai ales în timp de război, dacă ești fără internet și nu mai primești vești din lume, nu mai vezi ce se întâmplă și nu mai auzi pe cei pe care îi știi, senzația de disperare și de durere este mult mai mare decât atunci când vezi totuși ceva. Asta e cea mai mare spaimă. Mulți dintre colegii ei, spune, au plecat în afară, caută să meargă pe drumuri și să-și găsească adăpost în zone mai, nu în zonele urbane ale țării. Astea sunt datele.
foarte complicat pentru oamenii de acolo, foarte complicat va fi și pentru noi și pentru întreaga suflare europeană să oprească demența asta care a început acolo. Este enorm de complicat și pe măsură ce apară o soluție o să vă ținem la curent. Cătălin, îți mulțumim și te așteptăm. Continuă edițiile speciale ale știrilor Europa FM. Rămâneți pe frecvențele noastre.